Motivul principal pentru care Iordan Ieftimie intenționează să renunțe la banca tehnică a Vulturilor reprezintă înjurăturile pe care le primește meci de meci de la o parte dintre spectatorii care vin la stadion. Tehnicianul grupării din Trivale consideră că lotul trebuie întărit pentru ca FC Argeș să obțină rezultate mai bune. Chiar nu undeva că m-am cam săturat, vă spun sincer, pentru că eu știu să fi luat așa din etapa întâi, să fi înjurat în tribună de familie, de copii, de tot. Pentru ce? Iar nu vreau să fiu, v-am mai spus-o, nu sunt dușmanul nimănui, n-am venit aici pentru, eu știu, pentru ce am venit. Am venit să ajut cât pot să ajut și cât mă pricep eu, nu? Deci chiar vreau să am o discuție cu conducerea, să nu creadă nimeni că eu țin, domnule, cu dinții de scaunul ăsta de antrenor, clar. Și vom vedea ce va fi în zilele următoare. Deci chiar sunt foarte supărat că vă dați seama, deci... Orice aș face nu e bine, orice aș face nu e bine. Dar să vină cine vrea, pe cine vor ei să aducă, ce grupul ăla de aici care e, să aducă pe cine vor. Deci chiar nu e, vă dau cuvânt de onoare că chiar nu țin de scaun. V-am mai spus-o atâtea ori. Chiar nu țin. Să vină cine vrea să facă mai mult decât am făcut eu, foarte bine, mi-aș dori din suflet. Eu îmi doresc ca echipa asta să meargă foarte bine, să câștige joc de joc, să fie acolo unde a fost odată, eu știu, să ajungă acolo în Liga 1. Pentru că sunt, eu știu, stau în Pitești, trăiesc aici și normal, cu toții ne dorim lucrul ăsta, nu?